30 face vitru. Împreună pentru că se poate face cu niță. Stimați invitați. Eu vă spun că pe parcursul distribuirii multor cauze, știți, noi de multe ori stabilim că dispariția lucruri personale din buzunar sau din geanta personală, din transportul public, au loc din propria neglijență, așa m-aș exprima eu. Deoarece ai pus un telefon, dacă o să observați în transportul public, în rutiere, telefoane plasate în buzunarul din spate sau în săculețe speciale în spate, pe umăr, e aglomerație în transportul public și noi singuri facem tentație coților să se folosească de propria neglijență a cetățenilor. Vă rugăm foarte frumos, corect. Vă rugăm frumos, fiți precauți de proprie bunuri. Chiar ați văzut, colegă, vă rog frumos, geanta puteți să o împlasați în spate, când mă fiți în transport public. Puneți așa în spate dumneavoastră, vă străduiți banii, să fie într-un nivel mai jos a sumcii, că mai greu să fie de pe deci, permanent monitorizați centuța dumneavoastră sau buzunarii. În buzunarii, în transport public, nu este necesar pe timpul deplasării pe itinerarul.